Bine te-am găsit, sunt Andy Sechei și în acest material vreau să-ți prezint 3 plus 1 cărți. Toate sunt cărți cu autor subsemnatul, însă acest video este despre ce valoare poți tu să obții din ele și nu despre faptul că eu le-am scris. O să încep cu o carte despre prezentări cu public. Este cartea pe care îți recomand să o abordezi în situația în care n-ai mai vorbit în public până acum. Dacă ești relativ la început și vrei să înțelegi ansamblu, contextul vorbitului în public, la ce te ajută, ce face cu starea ta emoțională practica de public speaking, ce face cu abilitatea ta de lider faptul că înveți public speaking, cum să incorporezi feedback, indiferent că este comod sau incomod, atunci această carte te va ajuta foarte mult. Se numește Prezentări cu public de la ucenic la maestru, pentru simplu fapt că îți oferă o călătorie de la începător până la domeniul avansat. Mai mult, găsești în această carte inclusiv modalități de a prezenta în fața camerei de luat vederi, într-o conferință pe Zoom sau în format electronic de orice tip și te ajută să te pregătești mental, să livrezi magistral și să încorporezi feedback-ul pentru viitoare prezentări memorabile. O să trec la a doua carte, care este 6C Book. Această carte, ăsta e doar volumul 1, are 23 sau 24 de autori. Am coordonat această ediție pentru că în ea există conceptul fundamental pe care l-am creat în urmă cu aproximativ 12 ani pentru dezvoltarea personală. Conceptul 6C. Ce spune acest concept? Spune că atunci când un om dorește să se simtă împlinit și nu doar de succes, are nevoie să îndeplinească niște criterii, cu alte cuvinte, să fie satisfăcut de viața lui la un nivel măcar mediu în 6 din ariile vieții. Prima arie este corpul, sănătatea, energia, vitalitatea, longevitatea ta. A doua arie este cash-ul, prosperitatea, independența financiară, securitatea financiară, bogăția, dacă vrei. A treia arie este conectarea, relațiile interumane autentice, atât cu cei din familie, cu cei apropiați, cu anturajul tău, dar și cu comunitatea sau mediul social din care faci parte. A patra arie este cariera. Aici n-am prea mult de explicat. Cariera înseamnă felul în care tu îți evoluezi în mod strategic drumul profesional, astfel încât să fii mulțumit, împlinit, valorizat, să-ți crești statutul profesional și, bineînțeles, că asta se va reflecta în felul în care te simți, în felul în care te raportezi la ceilalți, în finanțele de care dispui și așa mai departe. A cincea arie este cea preferată mie și anume creșterea personală, autocunoașterea, autoeducarea, dezvoltarea personală, leadership-ul personal. Iar a șasea arie este contribuția socială, măsura în care ești dispus să îți asumi o miză dincolo de propria persoană, dincolo de interesul personal, măsura în care ai chef să fii de folos comunității din care faci parte sau să urmărești o miză sau o cauză socială care este dincolo de ce te interesează pe tine și pe apropiații tăi. Sunt oameni de top care sunt exemple în acest sens, Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, dar nu trebuie să fii la anvergura lor pentru a putea să fii de folos. Poți face un simplu act de voluntariat și asta înseamnă că ești un contributor social. Am prezentat această carte pentru că e un concept care cred că face dreptate în lumea dezvoltării personale. Dezvoltarea personală nu înseamnă numai mindset. Dezvoltarea personală nu înseamnă numai habits, adică obiceiuri. Dezvoltarea personală înseamnă o înțelegere sistemică a cine ești tu ca om și a faptului că o viață echilibrată îți permite să te simți împlinit și fericit, nu doar de succes și apreciat. Există un studiu făcut la Gallup Institute pe acest subiect, făcut în 198 de țări, un studiu foarte mare, care spune că 7% dintre oameni ajung la acest tip de împlinire, în vreme ce aproximativ 2/3 din populație, 66% sau 67%, ajung la o formă de succes. Asta înseamnă că au succes într-o arie sau două, dar nu au succes în celelalte 4 sau 5, ba mai mult plătesc cu insuccesul din celelalte 4 sau 5 faptul că au obținut succes aici. Avem aici tot felul de exemple. Oameni care au avut succes în carieră, dar și-au distrus sănătatea. Oameni care au avut succes în relații, dar au renunțat la carieră și tot așa. Ei bine, dacă îți gândești viața într-o manieră strategică, pe toți cei 6C, iar autorii specialiști pe fiecare C o să-ți arate cu ajutorul acestei cărți, ai în față un drum de împlinire, nu doar de succes. A treia carte este proaspătă. Se numește Business Nexus și rezultă din experiența mea de coach și coordonator de grupuri de mastermind cu antreprenori din ultimii 6 ani.
Am creat o serie de aproximativ 80 de concepte originale, instrumente, unelte pentru antreprenori și lideri de business. Iar esența gândirii mele se găsește în această carte, în care explic cele 6 tipuri de libertate de care se bucură antreprenorii, dar mai ales cum să ți le câștigi în ordine. Motivul pentru care îți arăt această carte, Business Nexus, este însă altul. În cadrul unui turneu pe care urmează să îl fac prin țară, pe care l-am întrerupt în pandemie, dar îl fac prin țară, o să prezint conceptele de coaching pentru lideri, pentru antreprenori, pentru artiști, pentru performeri în general, în cadrul unui workshop restrâns în care demonstrez cum fac coaching cu CEO, cu lideri, cu oameni de top din România și din afara țării. Mi-e foarte drag să fac acest lucru și este de departe forma mea preferată de a preda. Pentru că ai ocazia să vezi live ce se întâmplă în cadrul unui grup restrâns de 20-30 de persoane și să pui întrebări, să întrebi punctual în ce a constat procesul, de ce am pus întrebarea X și nu întrebarea Y, ce anume s-a întâmplat la nivel de insight, de schimbare de paradigmă pentru persoana cu care am lucrat. Voi lucra probabil cu 2-3 persoane în acea demonstrație, vom face un mastermind de grup, vom avea un Q&A extins, vei avea acces la instrumente, tool-uri, unelte de coaching pe care le poți aplica în viața ta, dar și cu echipa ta sau cu oamenii cu care lucrezi. Așadar, asta e a treia carte și există o a patra. A patra carte nu pot să ți-o arăt pentru că nu este încă ieșită din tipografie, este Decizii Radicale, ediția a treia. Peste 100 de pagini în plus față de ediția a doua, 40 și ceva de referințe științifice adăugate ca să susțină ceea ce am prezentat în ediția a doua și știam că funcționează pe baza clienților cu care am lucrat, dar nu pusesem acolo explicațiile științifice. Cum zice englezul, trebuie să fie backed by science. Ei bine, ediția a treia este backed by science, adică susținută cu argumente științifice, cu studii și cercetări de la universități prestigioase sau firme de consultanță de top, pentru că am vrut să arăt că ceea ce există în sistemul de dezvoltare personală pe care l-am creat în ultimii 24 de ani este susținut de argumente științifice și nu un fel de găselniță care să atragă oamenii și să îi motiveze pe moment, dar asta să nu funcționeze în continuare. De fapt, dacă există un lucru pe care vreau să-l transmit ca frază fundamentală de ținut minte despre dezvoltarea personală, așa cum înțeleg eu să o prezint și predau și experimentez, este ideea că te-ai dezvoltat personal atunci când ți-ai asumat responsabilitatea pentru creșterea ta pe termen lung. Ești dezvoltat personal atunci când menții 5 ani sau 10 ani câștigurile pe care le-ai obținut la un curs, nu atunci când ești inspirat la curs și după aia deviat ca atenție de toate distragerile din viața ta când te întorci în anturajul din care ai venit la curs. În consecință, te aștept la DOR, de la obiectiv la rezultat. Site-ul este romaniador.ro. Voi fi în turneu prin țară și nu doar în acest an, ci probabil mulți ani de acum înainte, pentru că este evenimentul semnătură pe care îl propun românilor pentru a crește la nivelul următor. Te aștept!